dumneavoastră, să vă urez mult succes, să vă urez stabilitate. Sunteți al patrulea prim-ministru cu care mă întâlnesc. Am lucrat foarte bine, îi consider prieteni și pe domnul Filat și pe domnul Leancă și pe domnul Gaburici. Fac o singură urare. Vreau să rămâneți prim-ministru mult timp. Pentru că schimbările astea tot timpul nu sunt neapărat bune și cred că aveți și echilibru și experiența și înțelepciunea de a repune Republica Moldova pe direcția bună și corectă pentru cetățenii săi.